Am onoarea să vă salut, dragi prieteni, sunt Cristian Român și vă invit să călătorim și în această săptămână, desigur, prin lumea rațiunii. Aceasta este o emisiune un pic mai deosebită decât celelalte. Cu ceva vreme în urmă, de ziua mea, am primit o sumedenie de felicitări și încurajări pentru această emisiune. Și mulțumesc pe această cale tuturor celor care și-au găsit timp să-și aducă aminte de mine. Dar unul dintre mesaje mi-a atras în mod deosebit atenția. A venit cu o zi înainte de ziua mea și prietenul meu, Lucian, n-am să-i dau și numele de familie, îmi spunea că îmi trimite un cadou din partea fiicei sale, care are numai 6 ani. În ce costa cadou? Într-o rețetă medicală. O rețetă cu parafă, cu semnătura doctorului. Bănuiesc că fetița lui avea o răceală și se putea altfel în lumea aceasta în care rațiunea e trecută cumva pe planul 2, mai degrabă este un balast, se putea în lumea aceasta ca în rețetă să nu existe un remediu homeopatic? Bineînțeles că nu se poate. Este un remediu homeopatic extrem de popular pe la noi și nu numai pe la noi. Este vorba despre oscilococcinum. E bine, vreau ca această emisiune să fac un pic altfel decât modul obișnuit de a prezenta lucrurile. Vreau să vorbesc direct cu fetița prietenului meu. Lucian, te rog frumos, cheamă-ți fetița, așează-o frumos în fața televizorului, pentru că am să încerc să explic ei ce și cum în problema acestui remediu homeopatic. Desigur, lucrurile sunt, ce afirm eu aici, mai bine zis, este valabil pentru orice remediu homeopatic. Nu prea ține de știință homeopatia, neexistând dovezi în favoarea ei. Ține mai degrabă de o lume a poveștilor. De aceea poate e bine ca povestea mea să se adreseze în această ediție unui copil. A venit? Hai, stai frumos acolo pe scaun și urmărește-mă. Poate, dragă prietena mea, s-ar putea întâmpla ca din când în când să nu înțelegi cuvintele mele, să fie un pic mai complicate, știi? Mi-ar plăcea, știi, să te văd, să îți văd nedumerirea, pentru ca mai apoi să încerc să-ți explic așa mai pe înțelesul tău lucrurile pe care nu le-ai înțeles. În curând ai să te duci la școală, nu-i așa? O să fie frumos. Ai să înveți o sumedenie de lucruri nemaipomenite la școală, dar mi-ar plăcea ca școala să te ajute, în primul rând, să gândești, să te ajute să îți pui întrebări. Știi, când eram eu la școală, domnii profesori se cam supărau pe mine când veneam cu întrebările. Lor li se păreau toate lucrurile extrem de simple. Uite, țin minte, eram în clasa 6-a, era ora de fizică. O să spună tatăl tău că mie îmi place foarte mult fizica și povestesc adesea despre fizică. E bine, era o lecție foarte simplă cu oglinzi. Ce se întâmplă, cum se formează o imagine într-o oglindă? Și după ce a terminat domnul profesor de explicat, m-a întrebat dacă am înțeles. Și eu am zis că n-am înțeles. Și a început a sări cu gura pe mine domnul profesor, că n-am fost atent, că mă gândeam la altceva, că de fapt putea să aibă puțin tică răbdare și să mă ajute să mă lămuresc și eu acolo cum stau lucrurile cu oglinzile, cum apar imaginile în oglinzi, că nu sunt niște imagini adevărate. De fapt, sunt adevărate, dar ele se numesc așa în fizică, au un nume complicat, virtual. Imagini virtuale. Mă rog, nu vreau să intru în detalii. Îți spun, mi-a trebuit apoi multă vreme să citesc în tot felul de cărți. Asta pentru că domnul profesor n-a avut răbdare cu mine 5 minute. Am să-ți povestesc eu cum este cu rețeta aceea pe care ai primit-o. Erau două medicamente acolo.
Era unul care se numea, și un nume complicat, vai de mine, chiar în ediții trecute ale acestei emisiuni l-am pronunțat în fel și chip, pentru că eu sunt peltic, să știi că eu stâlcesc adesea cuvintele și trebuie să mă antrenez destul de mult ca să le pot roști, auzi, vezi? Când eram în clasa întâi, chiar erau colegii mei amuzați de felul în care eu spuneam aborator în loc de laborator, pestacol în loc de spectacol, și așa mai departe. Totdeauna am pocit cuvintele și, repet, trebuie să mă antrenez pentru a le putea rosti cum trebuie. Deci primul, să ne zicem, medicament, remediu, o să zicem remediu, nu contează. Îi zice, putem să zicem oricum, pentru că poartă numele de Oscilococcinum. Ce nume complicat! Și mai avea acolo, dacă țin în minte bine, paracetamol. Paracetamolul se dă de obicei ca să scadă febra. Bănuiesc că avea o răceală. Cu paracetamolul n-am eu multe comentarii. Este un medicament, are și el problemele lui. Mă rog, este dovedit că este eficient. Dar cu Oscilococcinum. Uite cum arată o cutie de Oscilococcinum, dragă prietena mea. Iată ce cutie frumoasă. Ne spune că dacă ai dureri de cap, dacă ai febră, dacă ai simptome de felul, cum ar fi simptomele de gripă, ni se mai spune că nu are efecte secundare, adică nu-ți face rău, nu e toxic, poți să mănânci Oscilococcinum cât vrei tu, pentru că nu o să pățești nimic. Există și o variantă pentru copii. Iată cum arată cutia pentru copii. Vezi ce veselă este această cutie? De zice că are un gust foarte bun, este ușor de administrat. Poți să mănânci ușor, nu pune probleme. Are gust dulce, e ca o bombonică. Dar este vorba despre un medicament. Este vorba despre ceva care trebuie să-ți facă ție bine, să te ajute să treci mai repede peste boală, să te vindeci. Poate să facă pastiluțele alea mici care se află în cutia pe care ai văzut-o mai devreme. Poate să te ajute să te vindeci. Se întâmplă că acolo este ceva care ajută sănătății tale. Eu am să spun de pe acum și ai să vezi tu că este vorba despre o poveste aici lungă, seamănă cu poveștile acelea cu zâne, cu prințese, cu balaurul, cu ce vrei tu. Seamănă atât de bine cu asemenea povești că tocmai ca poveștile pe care ți le spune tata și știi foarte bine că acolo e imaginație, e poveste. Acele lucruri este valabil și aici. Lucrurile care se spun despre acest medicament țin de lumea poveștilor. De ce pot să zic eu asta? Păi, hai să încep cum s-a descoperit. De ce zice Oscilococcinum? Foarte puțin dintre oamenii mari și mai pun întrebări. Vezi tu, se obișnuiesc la școală. Ce facem? Învățăm lecția asta, țaca, liniuță cu liniuță, învățăm pe doresc și nu ne punem întrebări. Nu ne punem întrebări. Asta e foarte rău la școală. În loc să te învețe să spui întrebări, și să te învețe cum să-ți cauți răspunsurile tale, te pune să înveți definiții pe de rost, tot felul de lucruri. Dar tu, cu siguranță, când pe măsură ce ai să crești, ai să spui singură întrebări. Oscilococcinum vine de la oscilococ. Iarăși, vezi? Sunt asemănătoare cuvintele. Are un la coada acolo, dar oscilococ. Oscilococul este punctul de plecare, locul din care începe povestea acestui remediu, să-i zicem noi așa. El a fost descoperit, oscilococul, în timpul unei mari epidemii de gripă. Pe la 1918 a fost această epidemie de gripă. Tocmai se terminase un război în care au murit milioane de oameni, dar gripa asta a produs un număr de victime. Au murit tot atâția oameni cam cât s-au murit în timpul războiului. Și era o problemă foarte mare pentru oamenii din acea vreme. Acum aveți, gripa nu mai pune probleme foarte mari. În fiecare an poți să-ți iei un vaccin,
Există și medicamente cu care te poți trata de grip. Medicamente adevărate. Nu cele care țin de zona aceasta, de lumea aceasta a imaginației, a poveștilor, cum este cazul remediului care poartă numele de oscilococcinum. Bun. Un medic francez, îl chema Joseph Roy, a descoperit, analizând, se uita la microscop. Știi ce e un microscop, nu? E un aparat care mărește lucrurile care sunt foarte mici. A pus o picătură mică de sânge al unui om bolnav de gripă și s-a uitat așa cu microscopul, cu atenție, și a văzut el acolo niște animăluțe, să le zicem noi așa. Bine, hai să înveți, e vorba despre niște bacterii. Niște animăluțe mici, așa, mici, mici de tot, uite, semănau probabil cu astea. Deci am și o imagine, nu este vorba despre ce a văzut franțuzul acela, Joseph Roy, dar ceva de genul ăsta. A văzut niște animăluțe din acestea rotunde care oscilau, care oscilau. De-aia zice oscilu, de la oscilație. Iar coccinum înseamnă bacterie, bacterie de formă rotundă. Nimic mai simplu, nu-i așa? Și el și-a zis, uite, asta este cauza gripei. Din cauza acestor animăluțe mici, cărora el le-a zis oscilococci, datorită lor apare gripa asta pe lumea aceasta. Așa și-a zis el. Și am cercetat ani de-a rândul și a ajuns el la concluzia că aceste animăluțe, acești oscilococci, vezi ce greu mi-e să pronunț. Dacă se întâmplă să mai strălcesc numele, sper să mă ierți, dragă prietena mea. El a ajuns la concluzia că acești oscilococci provoacă multe alte boli. Provoacă, de pildă, cancer, provoacă alergii, provoacă rujolă, reumatism, pojară, adică. Reumatism și multe, multe alte boli. Era vinovat acest animăluț, acest oscilococ, de foarte, dar foarte, foarte, foarte multe boli. Bun. Ce a urmat după ce a descoperit el acest animăluț? Să găsească un medicament, ceva care să lupte împotriva acestor animăluțe, împotriva acestor oscilococi. Acum, vreau să spun ceva, dragă prietena mea. De atunci încoace și au trecut aproape 100 de ani, oamenii de știință s-au tot uitat la microscop să vadă în picăturile acelea de sânge ale oamenilor bolnavi dacă sunt aceste animăluțe, acești oscilococi. Învățăm numele împreună. Știi care e problema? Nimeni. Dar nimeni n-a mai reușit să-i vadă de atunci. Ori fi dispărut sau s-a dus în lumea poveștilor. Eu zic că sunt ele acolo în lumea poveștilor pentru cei care vor să creadă cu tot din adinsul, dar cu tot din adinsul, că medicamentele acestea, remediile acestea despre care îți povestesc eu, au vreun efect. Dar ne întoarcem la prietenul nostru, Joseph Roy, și el a început să vadă unde mai văd eu animăluțe de asta, unde mai văd eu oscilococi. Și a găsit în ficat unei rățuște. Uite, aceasta este rățușca. E o rățușcă cam urâtă, are pene frumos colorate, dar asta e o imagine în care rățușca asta arată mai bine. Uite, am și un nume, caut numele științific al rățuștii. Este vorba despre rața Muscovii. Cred că așa se numește. Ei, vezi, și eu trebuie să mă mai uit prin hârtiuțele mele. Ei bine, în ficatul acestei rațe, acestei rase de rațe, a descoperit el, zice, animăluțele acelea, oscilococi. Bun. Ce face el cu acest oscilococi? Păi, se apucă să fabrice un medicament. Vezi, el vorbește tot timpul de niște animăluți, de niște bacterii care poartă numele de oscilococi. Bacterii pe care nu le-a văzut nimeni.
Despre aceste bacterii, despre aceste animăluțe, el spune că, printre alte boli, provoacă și gripa. Vezi tu, dragă prietena mea, între timp oamenii de știință s-au domnit cum e cu gripa. Gripa nu este provocată de un animăluț. Este provocat de un virus. Uite cum arată un virus, cam așa arată. Virusul, să știi că el nu poate să trăiască de unul singur. El trebuie neapărat să intre într-o celulă pe care, cu care se războiește, o atac. Și în urma atacului se fabrică mai mulți viruși care la rândul lor atacă alte celule. Cam așa, foarte simplu este povestea cu viruși. Împotriva virușilor, noi avem o soluție. Medicina ne-a oferit o soluție de multă vreme, cu multă vreme în urmă. Este vorba despre vaccin. Tu ai făcut mai multe vaccinuri și o să faci în continuare. Ei bine, vaccinul îl învață pe organismul tău cum să se apere. Vine virusul, organismul tău îl simte și trimite soldăței la bătaie și distruge virusul. Dar trebuie să-l învețe. Trebuie să învețe să știe cumva cum arată virusul cu pricina. Ei bine, Joseph Roy spunea că o bacterie. Bacterie este cu totul altceva decât un virus. Ei bine, și plecând de la ideea aceasta că există o bacterie care poartă numele de oșilococ, s-a porit în realizarea remediului care poartă numele acela complicat de oșilococcinum. El s-a inspirat de la un alt om care a trăit în urmă cu mai bine de 200 de ani. Este vorba de Samuel Hahnemann. Uite cum arăta nenea cu pricina. Azi, cum se purta pe vremea aceea, el a ajuns la concluzia că cele mai bune medicamente sunt cele care ascultă de principiul pe care bănuiesc că îl știi deja. Cui pe cui se scoate? Nu vreau să intru în detalii. El ce face? Ai febră, da? Să zicem. Simplific eu foarte mult lucrurile ca pentru noi așa, aștia care suntem mai puțin inițiați. Deci, dacă ai febră, da? Atunci iau o substanță, ceva, care dacă o consum, provoacă febră. Deci tot febră. Cui? Pe cui se scoate. Dar ce fac? Îl iau și îl diluez de foarte, foarte multe ori. Cum face? Păi uite să spun eu așa. Deci iau o cană în care sunt 99 de părți apă. Și o singură parte se adaugă substanța aceea care, să zicem, ar provoca febră. De aici, o amestecă bine, 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 ia o parte și o pune peste alte 99 de părți de apă. Și așa mai departe, de foarte multe ori. Vezi tu, partea aia, substanța aia activă, oșilococi, să zicem noi. Deci am o cantitate de oșilococi, o parte de oșilococi și o 99 de părți de apă, da? Le amestec bine, bine. Iau o parte din substanța asta care o am aici, diluată se numește. Iau o parte din substanța asta diluată și o pun peste alte 99 de părți de apă. Și așa mai departe. Vezi tu, de fiecare dată am din ce în ce mai puțină substanță activă. Din ce în ce mai puțin oșilococi. Acum, când ai să faci tu matematică, dar mai încolo, așa, când ai să fii la liceu, ai să vezi că după ce ai făcut operația asta, tot diluezi, tot diluezi, tot diluezi, tot micșorezi numărul de oșilococi din epurbeta aia ta, din sticluța ta, după ce ai făcut treaba asta de vreo 13 ori, în, cum să zic, în sticluța ta, nu mai e nici urmă, dar nici urmă de oșilococ, de bacteria asta, de animăluțele astea care, vezi tu, ar provoca gripă. Nu. Nu mai rămâne nici urmă. O, să știi că pentru remediul pe care l-ai primit tu, să știi că pentru el se face operația asta de diluare de 200 de ori. Știi cum ar fi, nu știu, n-am acum să-ți dau așa, să-ți fac un exemplu. Ei bine, dacă tot universul nostru ar fi făcut din apă, tot universul, și tu ai putea să bei toată apa asta din tot universul ăsta, să știi că n-ai găsit nicio urmă de oșilococul cu pricina, de substanță activă, cum zic ei.
nici urmă. Ei spun, foarte savant, cei care cred asemenea povești, îi spun că apa are o memorie, apa ține minte, da? E foarte frumos. Problema cu apa care ține minte, cu apa care are memorie, este simplă. Ce dovadă avem pentru această afirmație? A, să spun eu, n-avem niciuna. De aceasta zic că ține de lumea poveștilor. Zânele, prințesele, dragonii, ce mai știm noi? Hobiții, ce mai știm noi? Statul Palmă, Barbăcot, parcă era un piticuț din acela. E bine, în lumea aceea, e adevărat. E foarte adevărat. Apa are memorie, avem apă vie, apă moartă. Știi cum se făcea bine, foarte frumos, din când în când? Dădea cu apă moartă ca să închidă rănile, pe urmă cu apă vie ca să învie bietul foarte frumos care fusese omorât de zmeul zmeilor. E, să știi că lacurile acestea homeopate, de zona asta țin. Ai înțeles ce am spus până acum? A, știu ce vrei să mă întreb. Totuși, ai fost la un medic. De ce medicii? De ce un medic îți poate recomanda așa ceva? Să știi că pentru mine este un mare mister. Știu să răspund la multe întrebări, nu la foarte mult, dar știu să răspund la destul de multe întrebări. La aceasta încerc să caut, să găsesc un răspuns, îl caut de zeci de ani de zile și nu reușesc să-l găsesc. Pentru că un medic învață ce ține de lumea aceasta, de lumea în care trăim, lumea reală. Un medic știe cum funcționează organismul, cum funcționează fiecare particică din organismul nostru și știe cum funcționează și medicamentele, adică ce fac medicamentele. Și știe pentru că învață că medicamentele, cum să spun eu, sunt încercate. Sunt încercate să se vadă dacă au efect. Și dacă nu, cumva ne fac rău. Și există reviste multe în care despre fiecare medicament se spune la ce încercări a fost supus. E bine, toate încercările la care sunt supuse preparatele astea, remediile de tip oșilococcinul, să știi că n-au adus nicio dovadă în favoarea eficienței, în favoarea faptului că ele chiar ar face bine. Și totuși, mai, vezi tu, dragă prietena mea, oamenilor mari le place să creadă în povești. Să știi că și mie îmi place să cred în povești și în fiecare seară îndrăznesc să intru în lumea poveștilor și trăiesc în lumea poveștilor așa, înainte de a dormi. Bine, poveștile mele sunt cu tot felul de planete pe care eu cobor, cu racheta. Sunt alte întâmplări. Dar, iarăși, domnule, e o bucățică mică din viața mea în care eu cred și mă scufund în povești. E bine, acești domni, aceste doamne cu școală, cu școala medicală, pot să creadă povești chiar și în timpul zilei. De ce? Nu știu, pentru mine e un mister. Uite-te, am să-ți arăt, să-l chem pe tăticul lângă tine ca să îți traducă și să-ți explică. Uite, am fost pe un site al Institutului Național de Sănătate al Statelor Unite, deci este ține de un fel de minister al sănătății al lor. Și uite ce ne spune nou despre oșilococcinum pentru copii. Ne spune în primul rând că este un remediu homeopatic, ei spun că nu este aprobat, deși totuși este în anumite forme, pentru că în Statele Unite se vinde oșilococcinum în valoare de 15 milioane de dolari în fiecare an. Și iată ce spune acolo, e o notă mică, știu că nu știi să citești, știu că nu știi engleză. Spune că acest produs homeopatic n-a fost evaluat de către Fat and Drug Administration, este, cum să spun eu, o comisie care verifică medicamentele pentru siguranță sau pentru eficacitate. Astea care țin de homeopatie, să știi tu că sunt foarte sigure. N-ai nicio problemă cu ele, poți să bei apă câtă vrei, nu o să-ți facă rău. Bine, acum dacă nu cumva ești pe cale să te neci. Dar dacă bei apă, n-ai nicio problemă. Sau dacă mănânci niște granule de zahăr. Nu, n-are efecte secundare. Și spune în continuare, în textul din care citeam, că
agenția aceasta americană care verifică medicamentele nu are la cunoștință, nu cunoaște vreo dovadă științifică care să susțină homeopatia ca fiind eficientă, ca făcând ceva. Da, draga mea, prietena, oamenilor le place să creadă în povești. Dar vezi, aici apar de fapt două probleme. Mi se termină timpul, asta e una dintre ele. Poveștile astea sunt, aduc bani pentru unii. Firma care le produce câștigă bani destul de mulți cu aceste produse care nu fac nimic. Dar mai este o problemă. În loc să iei un medicament care te ajută, ți se recomandă un medicament care nu te ajută. Și aici este un mare pericol. Vreau să spun mai multe, draga mea prietenă, dar poate mai vorbim noi și cu alte ocazii. Eu trebuie să închei aici scurta mea emisiune. Vă dau întâlnire săptămâna viitoare în același loc și la aceeași oră. Al dumneavoastră, Cristian Roman. Avocat. O să fiu arhitect. O să fiu medic veterinar. O să fiu...